Renato Usati anulează concertele pe care urma să le susțină Stas Mihailov și trupa Blesteașii în Moldova. Politicianul afirmă că face acest lucru pentru că un angajat al MAI a spus că Ministerul de Interne pregătește provocări la aceste concerte, la comanda lui Vlad Filat. Ministerul de Interne neagă acuzațiile. Eu am auzit două variante. Nu știu cum sună în limba de stat, dar am spus că s-a vorbit, то есть был разговор про кислоту, которая может быть, может кто-то там какой-то флакон. Și a doua era spus șumovaia granată. Deci nimeni nu moare de la asta, dar persoanele care sunt într-o apropiere poate să piardă auzul și așa mai departe. Adică nu vă supărați, dar să lăs, că s-a prinit ori nu s-a prinit și pe urmă, Doamne ferește, se întâmple, mai bine renunț, mai ales că, da, ok, pot să fie niște pierderi de bani, ca в калюк, который четко понимаешь, что является цепным песом Филата. И для того, чтобы отстоять свою должность, готов на все. Poliția a asigurat și asigură ordine la absolut evenimentele publice. Și va continua cu aceeași disciplină să o facă. Dar este adevărat că mai multe persoane certate cu legea în ultimul timp fac acuzații nefondate în ceea ce privește activitatea poliției. Dar înțeleg că aceasta este specificul unei campanii electorale. Solicitat de ProTV, serviciul de presă al PLDM a calificat declarațiile drept mincinoase, menționând că la altceva acesta nu s-ar pricepe. Ultima dată Stas Mihailov a fost la Chișinău acum o lună și a susținut un concert în Piața Marii Adunări Naționale, la care au venit 10.000 de oameni. Renato Usatăi recunoaște că acesta este singura modalitate prin care poate aduna atâția oameni la o întâlnire electorală.